Biserica Ortodoxă Rusă a întrerupt Comuniunea Euharistică cu Patriarhia Constantinopolului după ce aceasta a decis să recunoască autocefalia Bisericii din Ucraina. Într-o declarație a Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, care s-a convocat la data de 15 octombrie la Minsk, Belarus, se arată că de acum și pe viitor, până la renunțarea de către Patriarhia Constantinopolului la deciziile sale anticanonice, clericii Bisericii Ruse nu vor mai avea dreptul să slujească împreună cu cei ai Bisericii Constantinopolului, iar laicilor li se interzice să participe la tainele săvârșite în bisericele lor, la reuniunea sinodului Bisericii Constantinopolului, care a avut loc în perioada 9-11 octombrie anul curent, Patriarhia Ecumenică și-a confirmat decizia de a proceda la acordarea autocefaliei pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina și a anulat decizia din anul 1686 de a transfera Mitropolia Chievului sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. De asemenea, s-a decis ridicarea anatemei pentru liderii celor două biserici non-canonice din Ucraina, Filaret, întâi stătătorul Patriarhiei din Kiev și Macarie, conducătorul bisericii autocefale ucrainene aplicată de către Patriarhia Moscovei.